ziua și bine m-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Nu prea suntem pe gând, deci porim la... Dacă ești la 15? Nu, la 15. 15 la 74? 15 la 74. Jos. Jos sau zâne? Așa. F. 0,27 în perioadă. 0,27 în perioadă. Egal cu 3 supra N. Să determinăm în fiecare caz numărul natural N. 3 pe N. Da, da. E egal cu cine? Da, asta trebuie să facem. Uh-huh. Și fel de ecuații, da? Te rog. Okay. O să transformăm 0,27 în fracții și o să scriem 27 supra 99. Așa. Și o să vedem că se poate simplifica prin 3. Deci 27 pe 99 e egal cu 3 pe N. Egal cu 3 pe N. Din egalitatea. Da. Și echivalent, Davide? Echivalent cu... Putem aplica, simplifica cu 9. Deci simplificăm cu 9. Și 3 pe 11. 3 pe 11 este egal cu 3 pe N. De unde darea? N va fi cât? N egal cu 11. Deci aici N egal cu 11 pentru că au același numărător, da? Două fracții, dacă au același numărător. Numărătorii sunt egal și invers. F, G. G. 0,3 în perioadă 4. 0,3 în perioadă 4. Să facă câte una de fiecare de punctul, da? Egal cu M supra 90. M supra 90. 90. Îi alternez, așa exact, că... Exact, așa se face. Da, îi alternez chiar în egeșițiu. Și apoi doi da. Echivalentul, David, începe. 34 minus 3 supra 90. Da, egal cu Daria. Cu... Este egal cu 3, scriu că N supra 90 sau egal cu N pe 90, egalitatea o prostie, da? Echivalent acum, Daria. Este echivalent pe 31 supra 90. 31 supra 90, este egal cu N supra 90. Da. De unde rezultă până N este egal cu 31. Da? Următorul, te rog. Da. Și FGH. 0,34, 6 în perioadă. 34. 6 în perioadă. Egal cu 26 supra N. 26 supra N. Daria? O scriem că 346. Minus 34. Totul supra. Totul supra 900. 900. Este egal cu 26 supra N. Dar de continuă, echivalent. 326 supra, 26 supra. Dar de unde 26 supra? Păi egal, partea din dreapta. 926 pe el? Da, da. Egal, a zis că se rescrie. Scrie egalitatea. Nu că e egal calculul. Da. 26 supra N, de unde va veni 322. 300? 312. 312 supra 9. Supra 9. Egal cu Daria. Se poate simplifica... Egal cu 26 supra N. Urmărește-te. Da. 26 pe N, da. Scrii de un profesor, da? Da. Așa. Așa. Și 312 se poate simplifica prin 12. Deci simplificăm prin 12. De ce, Daria, David, prin 12? Merge 900 la 12? Da, deoarece prima dată am simplificat prin 3 și apoi am văzut că se poate simplifica prin 4. Dar de ce odată prin 12? Se poate și prin 2. Tu ai făcut un 2 pași, prin 3, i-a văzut prin 3 că merge și prin 4. 4. Dar deci, 3 ori 4, 12. Amândoi au divizori pe 3 și 4. Și asta, noi știm la 4 că în ultimii două cifre se poate exact la 4. Și la 4, deci merge odată prin 12. Deodată prin 12. Și va face cât? Și o să fie 26 supra 75. 26 supra 75. De unde rezultă că N este egal cu 26 pe 75 egal cu... A, este 26. Egal cu N. 26 supra N. Așa scrie. Da. Mamă, și grigea, N cât e? 75. Deci N rezultă că e egal cu 75. Atenție mult. Egalitatea asta care a pornit, tot o scrie. Egal, echivalentă cu ea, de noi egalitate, de noi egalitate, de noi. Până când ajungem să vedem final. Final.
Exercițiul 14 de la pagina 74. 74. 14, David. Da. Determinați mulțimile. A mare egal cu tot acel ien din ien. A mare egal cu mulțimea tuturor acelor ien din n. Cu proprietatea n pe 3 aparține lui n. N supra 3 aparține lui n mare. Păi, n trebuie să fie multiplu de 3. Deci, n trebuie să fie multiplu de 3. Adică, n egal cu cine? N. Da. Toate numele naturale pentru care n pe 3 să fie număr natural. N poate să fie 3, poate să fie 0. 0. Da. Poate să fie 9, poate să fie 6, poate să fie 12, poate să fie 12. Deci a mare este egal cu mulțimea de forma 3K. Cu K, virgulă, K număr natural. Nu? Așa, de 3 forma asta, multiplu de 3. Mulțimea B mare. Da. Este egal cu tot acel ien din ien. Cu proprietatea. N minus 1 supra 35. N minus 1 supra 35. Și aparține lui N. Să fie număr natural. Păi, N ar trebui să fie multiplu de 3. Dar n-ar trebui să scriem cum i-ați învățat? Nu? N minus 1 supra 35 să fie natural, dacă și numai dacă. Nu? Nu e invers. Când era 35 supra N minus 1, făceam chestia asta. N minus 1 divizor. Așa. Aici trebuie să fie multiplu de 35. Așa, nu scriem asta. Nu. Dăm deodată soluția. Așa, bine. Așa, bine. Păi n multiplu de 35 plus 1. Așa, bine. Adică n minus 1 multiplu de 35 și atunci n este egal cu 35 plus 1, nu? Deci, ar trebui să scriem. Trebuie să scriem ceva, da? De data asta scriem că n minus 1 egal 35 ori k. 35 ori k. Multiplu de 35. Corect. Și de unde rezultă că n egal cu 35 k plus 1. 35 k plus 1. Și atunci, cum în B puneam toate numele naturale care au această calitate, deci egal mai departe, cum am zis, de forma 35 k plus 1 cu k ăsta număr natural. Da? Cu K, număr natural. Și mulțimea C, egală cu tot acel ien din ien. Ien din ien. Cu proprietatea. 3N plus 1 supra 40. 3N plus 1. N stelat? Nu, nu. Nu. 3N plus 1 supra 40. Să aparține lui ien. Să aparține lui ien. 3N plus 1 egal cu 40. Multiplu. Nu. Multiplu de 40. Multiplu de 40, da. Da, nu pot scrie relația 3N plus 1 egal cu 40. Oricam. Numai 40? 40 ori K. Asta înseamnă, 40. Deci 3N plus 1, hai să scriem de la asta, 3N plus 1 egal multiplu de 40. Așa, multiplu de 40, care înseamnă, ca să traducem, de forma 40K. Nu? 40K. Deodată sunt înțeles eu că dacă 3N plus 1 e multiplu de 40, înseamnă 40 ori K. De unde scoatem de aici, Daria? O să scădem un 1. Scădem un 1, nu? Și înseamnă 3N. 3N este egal cu 40K minus 1. Corect. Și N? Și atunci se împărțim la 3. Și N va fi egal? Parcă se împărțim la 3. Așa trebuie să împărțim, da? Deci trebuie să împărțim la 3. Orice mai mult. Unul s-ar împărți nici 40, unul s-ar fi o mare combinație de numere decimale. Da, e în de ce formă, copii? E nu este de forma... 40 ca minus 1 supra 3. Deci rezultă, e este egal cu 40 ca minus 1, totul supra 3. Dar e trebuia să fie natural, să nu uităm asta. Păi da, și atunci? Și atunci trebuie să vedem aici cum putem gândi. Mai gândim o dată? Pentru că da, pentru că despre el, data trecută, n-am avut nicio problemă cu da. De tipul 3K plus 1 sau 40, unde am avut acolo, 40, aici suntem în dificultate. Dar până acum n-am avut niciun motiv. Știu, profesor, dacă n egal cu 1... Dar nu așa, că nu trebuie să iei o soluție la... Dacă eu găsesc un K care să nu meargă, înseamnă că nu este adevărat, nu?
Înseamnă că acela trebuie eliminat. Da, dar multivarianta. Dumneavoastră a scris acolo 3, nu întreba 3N? Nu, ia uite, e legal. Trei ori în egalul ăsta. Ia făcut dosul medilor egalul protecției generale. Și atunci nu este tot ăsta asupra 3. Pentru că... E asta, cred că nu știu. Să se vedea. Ia să vedem la câștigată. 7 ori X egal cu 14. X-ul ăsta cu cine este? X egal cu 14 supra 7. 14 supra 7. Așa. Eu nu am zis asta, supra 3 doar. Nu ți-e clar. Nu e atent. Nu, acolo 3K minus 1 supra 3. Băi, era 3N? Nu, deci am gândit 3K, Davide. Acolo la 40K minus 1 supra 3. Ștergeți puțin, N este egal cu 40K minus 1. Jos, acolo unde e fracția. Rezultă aici. Nu, unde e fracția. Nu, domn profesor, ștergeți puțin fracția. Stai puțin, măi, să vedem. Nu, ștergeți puțin fracția, pentru că eu nu înțeleg unde avem 3-ul ăla. Și puneți împărțit, noi am împărțit prin 3 totuși. Momentul ăla, N este egal. Dar cum se împarte în 3 dacă N-ul nu se împarte la 3? Păi, de asta am și pus așa. Deci, uite, vezi, acolo e minus 1 și el spune ca mine că 1 nu se împarte la 3. Și eu am scris așa. 7x egal cu 14 minus 1. Da. Sau 14 minus Y, el zicea, vedeți, 1 ăla minus 1 nu se împarte la 3, el zice. Da, nici 40 nu se împarte la 3, da. Nu vreau să spun unde e N-ul. Uite-l, măi, N e egal cu... De ce n-a scris 3 și a scris doar 3? Pentru că am împărțit prin 3. Dacă spuneam 3N, era asta de aici. Dar profesor, vă rog frumos... Stai puțin, Daria. Nu, adică putem... Daria, taci un pic. Și pe aceea facem așa cum zici tu, așteaptă. Așa. Deci avem 3N, da, vedere. 3N plus 1 era egal cu 40, nu? 40K. Știi de ce? Am zis, pentru ca acesta să fie număr natural. Mă trezește, te unții gândul. Dar nu mă prind. Nu te prinzi deloc? Mă prind. Bine. Hai să ne întoarcem mai de aici, vom, da? Nu, acolo am înțeles. Cum ați spus dumneavoastră, 40 nu sunt. Nu ești mai sus, domn profesor. Poate e jos să nu vezi din. Deci, 3N. Este egal cu 40 minus 1, da? Da. Și de aici... Cum zici, Daria? Împărțim totul la 3. Ia să vedem, așa te prins? Deci împărțim toată egalitatea asta. Și pentru că nici 40, nici 1 nu se împarte la 3, am scris că N este egal cu 40 ca minus 1, supra 3, ca să nu trebuiască să împărțim. Dar e corect așa. E tot împărțit totul. Nu știu. Chestia cu supra mă... Atunci, tu păi era mai ușor dacă scriam N egal cu paranteză rotundă 40K minus 1 împărțit la 3. 40K minus 1 împărțit la 3, da? Da, așa e lucru, da? Ei, în loc de împărțit, se practică multe ori linia de fracție. Fracția asta înseamnă 6 supra 2, ce înseamnă? 6 împărțit la 2. Și te ajută mult mai repede fracția. Da? Deci vor scrie sub formă de fracție, vor scrie împărțire de aici. Și acum, hai să merg după varianta asta. Care este aceeași. Și ce să discutăm? Cum e un număr natural, nu orice K e bun. Dacă pe K luăm 1, 40 merge. Minus 1. Dacă luăm 2 sau 3, din nou nu merge. Vezi? 2 dacă luăm... Da, dacă luăm 2 nu merge. 80 minus 1, 79 nu merge. Dacă luăm 3 nu merge. 4 nu merge. Pentru că ar fi 5. Dar nici nu putem așa să... Adică pentru că ar fi număr până la infinit și noi nu putem să facem... Ei, deci trebuie să selectăm anumite valori... Trebuie să găsim X-ul egal 1. Păi stai așa. Puțin că s-ar putea să găsești la numărul 299 să meargă. Păi nu dacă 40K minus 1 e multiplu de 3? Deci 40K minus 1 trebuie să fie... Păi nu, luăm ca uite cum era aici, nu? Aici n-a zis la N minus 1 e multiplu de 35. Așa și aici. Înseamnă că dacă și numai dacă 40K minus 1 e multiplu de 3. Eu așa gândesc. Mai arăt o dată regula. Știți, mă gândeam acum, pentru că, de exemplu, dacă luăm pe 1 merge, deoarece scădem 1 și 39. Adică, nu-i faza asta. Dacă, de exemplu, eu am numărul 160, dacă scade nu o să fie 159, în momentul ăla, adică trebuie să mă gândesc la faptul că e cu 1 mic. Da. Deci, la aceste lucruri particulare, mama asta atrage atenția că nu ajungem noi nici cum la... Exact, dacă luăm cu 1, cu 2. Deci,
ca n să fie natural, 40 minus k, 40 k minus 1, trebuie să parte exact la 3. Da. La rândul lui, nu. Deci 40 k minus 1, 40 k minus 1, egal multiplu de 3. Adică e egal cu un 3 cu. Exact, alte literă. Deci egal cu un 3, a zis k, acum să zicem t, v, t, da? Egal cu 3p, hai să zicem. 3p. De unde, de aici rezultă, echivalent, că s-adunăm un cine la, la 1. Adunăm un 1 egalității și ea devine 40k egal cu 3p plus 1. De unde k cu cine e egal, David? Oh, ca egal cu 3p plus 1 supra 40. Așa. Acum înțeles. Ca egal cu? Ca e de forma. Ca de forma. Imediat vedem. Așa. Observă ce da. Și de ce, da. De ce e nemulțumit. Ok, dar trebuie să scriem forma. 3p plus 1 supra 40. 40. Din nou suntem în dificultate și acum ar trebui la rândul ăsta să fie multiplul de 40. Suntem într-un cerc vicios. Bun. Hai să ne întoarcem din nou, că problema nu e finalizată. Corect. Deci ce? Era cu tot acel din nou inișițiu. Deci era forma din mulțimea ce mare. Era cu tot acel ien din ien. Cu proprietatea 3n plus 1 supra 40 aparține lui ien. Să ne amintim că la ieșițile anterioare n-am avut așa dificultate. Deci neavând această dificultate, acum trebuie să gândim foarte atent la ieșițul din momentul ăsta. Din clipa asta și vedem așa. Ca să fie natural, deci toată egalitatea asta trebuie să fie un număr K, să zicem, da? Un număr K, ca să fie natural. Că, încă o dată, Mihai, mi-a spus, găsim de toți acele numere naturale de forma asta, adică să se împarte exact la 40. Adică 3n plus 1 să fie multiplul de 40, azi, nu? Așa, și deci, am zis că 3n plus 1 să fie... Nu, scriem așa, 3n plus 1 supra 40 e număr natural, dacă și nu mai dacă, 3n plus 1 este egal cu 40 ori k. 40k. Da, am reluat-o din nou pentru că ieșițul arată deosebit interesant. Vă invit acum să facem un pic de efort și să încercăm să găsim o pereche de numere care să verifice relația asta. Păi da, asta înseamnă că n trebuie să fie mai mare sau n ar trebui să fie mai mare sau egal decât sunt profesor de pereche. N egal cu 1 și K egal cu 1. N egal cu 1. Nu poți, că nu e multiplu de 4. Dacă n egal cu 1 dintre 1, 3 și 1 face 4. 4. Dar și 40 ori nu 40. Și cum 4 egal cu 40? David, da? N trebuie să fie mai mare sau egal decât 13. N trebuie să fie mai mare egal decât 13. Ea observă asta. Și atunci, un mic care să satisfacă relația, de ce? De ce să nu... Păi mai mare sau egal, zice. 3 ori 13, 39, plus 1, 40. Cel mai mic număr care poate să fie în... Ai înțeles? Poate găsim o regulă. Care e cau aici? Cau este 1. Și mă gândeam că poate așa găsim o regulă. Adică, mă gândeam că dacă luăm... Deci am găsit o situație particulară? Da. Deci o situație particulară ar fi așa asta. N0, care l-am găsit nou, N soluție, hai să zicem. N soluție care a verificat este... Cât este acest N soluție? 13. Și ca soluție este 1. Deci N... Nu s-o am notat cu S. Nu, la, am înțeles asta. De la ideea de soluție. Mai greu decât ala care nu mai intră. Mai greu? Da, suntem într-un moment mai dificil.
Și acum căutăm să găsim soluții, pentru că a sesizat împreună. Nu orice ca e deștept. Dar nu e orice ca deștept. Și nici orice nu e o pereche de ca și nu care se facă treaba asta, am găsit o particulară. 26 și 2. 26 și 2. Hai să mă uit dacă merge. Deci 3 ori 26, el se gândește la multiplu de 2 ori, dar exact da la întâmplare. Nu, așa am trebuit să văd ai cu cântare. 26 ori 3, ia să vedem. 26 ori 3 plus 1, dacă e egal cu 40 ori 2, ai zis. Pare rău să vă dezamăgesc. O să dea 78 plus 1 și mai era numai un punct distanță să dea 80. 26. Deci putem să vedem aici o fel de regulă, adică dacă am putea să luăm 39, să mulțim cu 39, să vedem poate că dă din ce în ce mai mic. Și atunci putem să ne dăm seama că ca fiind 13 ar fi singura. Deci, să ne întoarcem și voi ați găsit o primă valoare care verifică, da? Da. Și ea, mai e scos din mână, că mi-ai zis să încercăm de 26 și pe 2. Da. Și am văzut că nu merge, da? M-am adică? Ce adică? Adică știți că v-am spus că dacă le încercăm pe 26, cum a zis Davide, dădea cu un punct diferență spre un multiplu de 40. Am încercat cu 39 și de la două puncte diferență de multiplu de 40. Vedeți, adică nu o să mai dea, în loc de 120... Așa, următorul o să dea 3 puncte, nu? În loc de 120, o să dea 118 cu adunarea cu 1. Și mă gândesc că asta este un fel de regulă care se poate găsi, pentru că nu dă, o dă nici ce mai mic. Da, vreau să spun ceva, da. Pentru că, de exemplu, următorul multiplu ar fi 150 și ar fi 52. Cum găsim că vreau până la urmă să facem ieșițul ăsta? Oh my God. Da. Dacă iau 52 ori 3, 156. Dar nu poți fi și 12, nu trebuie chiar doar 13. Bun. Poți fi orice. Hai să scădem, în treime de la vedere. Da? Scădem în treime de la vedere. Și scrie egalitatea. Da? Da? Deci scădem din treime din ambele. Și scriem așa. 1 este egal cu 40K. Da? 40K minus 3N. Înseamnă că 40K este egal cu 3N. 40K egal cu 3N? Nu, nu, nu. A, nu. Vezi că unul e egal. Hai să vedem invers egalitatea. 40K minus 3N, 40K minus 3N este egal cu 1. 40K. Păi, dacă punem 13, ce ne dă? Deci, iată această egalitate pentru care avem o pereche de valori. Un K egal cu, cât am zis, cu 1 și un N egal cu 13. Deci, pentru K egal cu 1 și N egal cu 13, ne-am merge. Eu am să scriu așa, 40 pe lângă 1 plus 3A plus 3A minus 3 pe lângă 13 plus 40A. Ce am făcut eu aici? Am făcut următoarea mișcare. Lui 1 ăsta, care a mers, i-am mai pus plus 3A. 3 de aici, înmulțit cu 1A. Din coace, lui 13 care a mers, că nu a fost 13 și a mers, i-am pus 40 ori A.
Acum am să desfac paranteza să vedeți dacă facem urma asta. E egal. Facem. Face sigur, nu? Să ne convingem. Vine 40 ori 1, 40. Plus 4 ori 3, 120. Minus 39. Minus 39 și minus 4 ori 3, 120 A. Da, face 1. Face 1. Ca asta se reduc și iată face 1. Înseamnă că N-ul de aici, pe care îl căutam noi, N-ul de ce formă este? De forma 13 plus 40 mulți cu ceva. Deci pe noi, deci N-ul pe care îl căutăm, e de forma 40 mulți cu ceva plus 3. Insist. Noi căutam un N care să fie de forma, să fie egalitatea asta. 4, 3 N plus 1 să fie 40 ori K. Am avut aici o egalitate cu două necunoscute. Dar pe mine mă frământa să-l găsesc pe N-ul acela. N-ul pe care îl urmăresc este de forma 13. Asta e bun. 13 plus 40 ori A. Și cum ați ajuns la? Am găsit o situație particulară. Adică... Știți că astea nu vă duc nicăieri. De ce? Am învățat din proprie experiență. Situație particulară, vreau să zic. Atenție! Situația particulară m-a trimis spre o soluție generală. Pentru că la K-ul ăsta care a fost 1, dacă îi pun plusul în 3A, 3A, generează pentru A egal cu 1, 1 și cu 3, 4. Pentru A egal cu 2, 6 și cu 1, 7. Sunt perechi, perechi de numere. Așa. Care vor verifica pe egalitatea asta. Dovadă este că aici, când am adunat și am scăzut 120A, practic asta este, la urma urmei, pe soluția K egal cu 1 și... Păi cât o să fie 3A? Păi 3A depinde de lua, cât îi dau valori. Că adunându-l și scăzându-l. Deci copii, hai să mai iau încă o dată așa. Deci noi avem egalitatea 40 ori K minus 3 ori N să fac 1. Asta este egalitatea la care eu am de muncit. Exact. Și acum 4 ori 30 ăsta cât face 120. Ah, deci acolo contează, de exemplu, dacă am... Deci, nu știu că, adică A-ul ăla posedă valoare de 2, adică 3. A-ul îi posedă valoare 2, 3, 4, orice număr natural. A-ul număr natural. 13 cu 5. Da, dar trebuie să te gândești și la partea cealaltă. 13 cu 5. Da. Coeficienții Lucașului Ian acum să îi pun de așa fel încât eu să ajung la 1 acolo când fac scăderea aia. Așa. Numai asta o să mă ajute. Exact. Eu am să spun așa, 40 ori 1, pentru că predichea K egal cu 1 și N egal cu 13 o verificat. 40 ori 1 minus 3 ori 13 este egal cu 1. Corect. Dar atenție așa. Da? Acum, egalitatea asta în interior a dus și scad un 120. Că cel mai mic multiplu comun al numerelor 43, între 43 este 120. Da. Deci, voi spune 40 ori 1 plus 120 ori A, B, C, D, n-are importanță. Multiplu de 120. Da. 120 ori A, am zis-o A, ca să mă duc cu A-ul acela, ori A, minus 120 ori A, minus 3 ori 13 este egal cu 1. A, 120 de la 3 ori 13. Da, e 40 ori 3. Nu, al doilea. E tot de la... 3 ori 13 am zis că e soluția particulară. Nu, acolo, când a scris 120, a de două ori. Păi, acum, s-a scris. Dacă e cu minus, da? Ca și cum n-aș fi făcut nimic. Practic, este egalitatea de mai sus și asta a păstrat egalitatea de mai sus. Da? Și acum, ăștia doi,
ăștia doi pot să scoată pe 40 în factor comun. Că 40 ai și 120. Poți să zic 40 pe lângă 1 plus 3A. Minus, acolo scoate-ți pe 3. Minus, aici îl pot scot pe 3, dar am aici o problemă pentru ei, pentru început. Minus. Așa s-a fost dat temă. Dar poate e greșit, domnul profesor. Nu, nu-i greșit. Nu, ați fost cu plus și aș fi scos 3 un factor ca să fac pe înțelesul vostru. Dar nu puteți să adunați? Păi nu, că a fost cu minus acolo. Dar bine, dacă nu, orice semn îl schimbăm, de acum schimbăm exercițiul, trebuie să fie foarte atent. Deci minus 3 pe lângă, ce a rămas din primul? 120 și plus 13. Că e minusul 3 scos în față aici, minusul, da? Și deci plus 13 e egal cu 1. Cine era ăsta? Ăsta era el, nu? Și el era cau. Și ăsta este cau. Deci el de ce formă este? Asta era întrebarea. Răspuns. El arată de forma 40 ori A plus 13. Deci la întrebarea, găsiți voi toate valorile lui el, pentru care să se întâmple chestia asta, răspunsul este nu orice N este lui, doar N de tipul 40A plus 13 factori. 40A plus 13. Dar atenție, sunt într-un moment dificil. Exercițiul a fost chiar foarte dificil. Față de ce a fost mai înainte când era un N plus 1 păi nu, înainte ne-a dat supra că 2. Este egal cu 40 K minus 1 supra 3. E prea greu să suprindu bărbiile. Și acum ne dă 40 A plus 3. Asta să dă 2 stele. Da, dar rezultatul ăsta este 40 A plus 3. Adică, să ajung copiii la asta, domn profesor, mie mi se pare... Sincer, vă spun că nu cred eu că o să fie bun copil dacă se dă asta un test. Nu știu. Da. Da. Care se poate să facă problema asta. N-am avut decât să mă întreb. Deci eu caut acum o formă de exprimare cât mai pe înțelesul vostru. Aceasta este o problemă, repet, dificilă. Destul de dificilă. Dar acum rămâne performanța mea să văd în ce măsură găsesc limbajul adecvat ca să pot să spun de una până 13 asta pe el. Exact, problemă, ca aici da? Deci, ce este mesajul? 40 acolo, dar 13 nu a fost chiar la îndemână. De asta îmi dau eu seama de unde. Păi da, doar pe situația aia particulară, că vedem 40 ori 1 minus 3 ori 13 egal cu 1. Dacă nu mi-am dat seama de situația aia particulară... Păi, și-a adunat un 120A și-a scăzut un 120A, domn profesor. Deci multiplul comun acestora. Al 43, multiplu comun. Asta 43 sunt numere prime între ele. Da? Și n-am altă variantă decât mai rămân, mai stăm un pic la el. Eu vă las, dar suntem aici un pic. Mai stăm un pic la el că vreau să găsesc forma aceea de exprimare care să fie... Ne ajută să o găsiți. Fie pe înțelesul nostru, că nu prea e foarte bine. Aceasta este așa zis ecuație, ecuație diofantică, cu două recunoscute care nu-i la îndemână, dar la limbajul lor trebuie să ajungă. Exact. Hai să zicem așa, un N care îi deștept aici să facă prima valoare naturală, ar fi N-ul 13, că 13 ori 3 și cu 1 fac 40. Deci, Davide și cu Daria, mă întreb care este primul număr natural care face aici număr natural? 13. 13, că 3 ori 13, 39 și 1, 40.